Bună dimineața, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi sunt plin de energie, ca de obicei. Da, v-am păcălit, nu-i așa? Da, ce să zic? E duminică și poate cine știe, puteam și o să dorm până pe la vreo 12-1 ca tot românul și... Bă, dracu! M-am trezit la 6, de la omă chinui să filmez un episod și acum e 9. Nu reușesc să filmez un episod de TF2, pentru că nenorocitul ăsta de joc n-are un sistem bun anti-boți, bă, și se umple serverul ăsta de boți în ultimul hal. Deci de o oră mă chinui să găsesc un server mai ok, hai că ăsta pare bun. Sper să n-aibă boți. Deci efectiv intram pe server și erau vreo 7 sniperi într-o echipă, stăteau pe punctul de captura sau ce era acolo, că numai casual știu eu să joc. Și cum să zic, dădeau headshot-ul într-una, nici nu se învârteau, erau cu spatele și... Zădeau headshot. Bă, dar vă că-i lag pe serverul ăsta, what the fuck. Bun, hai să vedem ce facem noi pe aici. N-ai murit, mă! L-am delete, bun. Hai să văd ce clase mai sunt totuși. Clase sociale, da. Și cum ziceam, îți treaz de la 6, duminica, când aș putea să dorm. Băga mea și picioarele. Da, asta e. Cât să fă, n-ai cât să fă. Bă, ce faceți? Voi, întrebare pentru cei care încă sunt pe videoclip. Fie pe premieră, pe chat, dacă am pus episodul pe premieră, fie pe în comentarii mai jos sub mine. Prima întrebare. Cei care jucați TF2, câte ore aveți? Ce statistică aveți, gen achievement-uri și așa mai departe? Chiar sunt curios. Bine că mi-a dat ăsta backstep și ăla altul nu murea și dădeam cu flamethrower în el și am dat din spate și trebuia să iasă critici din el. În fine. Deci cam câte achievement-uri aveți și care este clasa pe care aveți cea mai bună statistică, ore, timp jucat și kill-uri. Și a doua întrebare, care este programul vostru de somn? Cât dormiți? Adormiți de vreme, târziu, la cât vă treziți în general? Fie că, gen, dacă aveți zi liberă sau aveți școală, muncă, ce aveți? Și așa mai departe, chiar sunt curios. Deci eu mai mult de 5-6 ore nu pot să dorm. Cum să vă spun, eu dacă adorm târziu, mă trezesc la 7-8 și dacă adorm de vreme, adică un 10 să zicem, că încerc de ceva timp să adorm numai la 10-11, să nu mai fiu pe ideea, aseara m-a dormit azi sau ceva de genul. Iar aseara m-am culcat azi sau era o glumă, nu mai țin minte cum era. Cum să zic, vă pun la 10-11 să dorm, bă, și la... Și azi m-am trezit, toată am reușit să adorm până la ora 10, că țin minte că am lăsat telefonul și am închis ochii până să se facă 10, deci era 9 și nu știu cât. Ce dracu că la 4:20 m-am trezit, am pus mâna pe telefon și când am văzut ceasul eram ceva genul, ce căcat? Nu știu, dar eu nu prea... Și chestia acum mai și trezesc peste noapte, dar e bine că pot să adorm la loc. Păi așa fac, dorm vreo oră, mă trezesc, adorm la loc și apoi mai ador câteva. Da, nu știu care e faza cu programul de somn. Deci nu știu nici cu cine semănă așa, că tai când doarme câte vreo 12 ore. Dacă ar fi ziua mai lungă, a dormit și mai mult, dar na, mai trebuie să se mai trezească să mănci și el. Exagerez și eu. Dar oricum. Nu știu care e faza cu somnul la mine. Poate stă în depresie și nu dai o seama. Deci am să-i și depresia strică programul de somn de ajuns să te trezești de vreme și... Și cum să zic, nu mai poți să dai chestii de genul. Poate o fi și asta, bar n-am, într-o stare vegetativă. Ai dracu să nu mai vait atâta. Dar trist e că până când dorm puțin, mai am unor și coșmaruri. De 3-4 ori pe săptămână. Băga mi-aș picioarele să-mi bag. Ce coșmaruri aveți voi? Poate o să fac un video despre vise. Am mai făcut unul prin 2017, deci acum 4 ani aproape. Îl făcuse mai prin toamnă, acum de-abia e februarie. Deci am făcut video ăla cu vise dubioase și parcă aș face un update. Da, hello? Da, mori în gâtul tău. Tu-s gâtul mătii. Așa. Nu mă vezi, nu mă vezi, nu mă vezi? Așa, 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 așa. Mânca varciuma. Ia uite. Am făcut și achievement. 40-50 aici. Hai că am făcut. Deci you destroy more buildings, ram that spyro, zici că sunt aia. Olguța la engleză acum. Sau Iliescu. Tu timp, tu rum, tu. Știți bancul, nu?
Iliescu la hotel. Cum a comandat el? Un ceai, două ceaiuri la camera 222. Tu tim, tu rum, tu. Parcă Iliescu cea mereu consolidation and manipulation. Și făcea el mereu așa. Ziceai că italian, Mario Machecazzo. Ce-a făcea Iliescu și... Acum zic chestii de-astea pentru cei mai mari ca mine, că știa mai niște și vecinul. Ce dracu mă vorbești de dinozaurul ăla? Că-și cam atâta știți voi ăștia mai mici. Și n-am de ce să vă condamn, adică... Na, sunteți mici, n-aveți treabă cu politica, știți... Cât timp voi ziceți muie PSD, sunteți vioarante, aveți tot respectul. Ui, am dat critică cu pistolul ăla. Mamă, dar e ceva lag pe serverul ăsta. Văd că sunt ceva player și e și harta asta cam plină. Hai că poate luăm runda asta. Frumos, elegant, delicat. Uber! Mai vreunul pe aici? Dă-mi aici pe ăsta. Ce vrei, mă, putrăgai? Au! Ia să vedem ce scor avem. Ah, locul 2 bun, da. Hai că am vorbit despre politică azi. Deci, dacă tot să vorbim așa, stai că mai vreau să zic una. Așa făcea Iliescu când vorbea. Ce că e italian. Da, Ceaușescu, dădea așa din mâini. Nu, invadarea Cehoslovaciei, nu mai îmi pun acum basca în cap de comunist. Da. Bă, câte gimmick-uri pentru ăștia mai vechi de pe canal, câte gimmick-uri am avut. Că am avut gimmick de comunist, de rus, de... Acum am de Baby Jesus. Ce gimmick mai am? De rom, ca să nu zic țigan, că e jignire. De hun, că aveam un comentariu și că Ovidiu, tu ești român pur și răspunde altul. El arată mai mult a hun, ungur sau finlandez sau de ăștia clare pe cai, migratori în Europa. Deci eu numai a român nu arăt, să înțeleg. A, dar bineînțeles, că făceam live-uri cu Omegle, cum să zic. Și, bun, hai că suntem în fața lor, sunt și pe locul 2. Victory! Ia uite, am făcut și achievement, Dynasty. Bă, să-mi scrieți câte achievement-uri aveți așa, chiar sunt curios. Nasol că eu de vreo 4 ori am încercat, 5 ori am... Ce dracu 5 ori, că de la o mă chinui și acum s-a făcut 9 și mă chinui să filmez și... Sper că nu m-am repetat aiurea, că eu nu mai știu ce am zis în clipul ăsta, la câte tentative de filmare am avut. Unde erau să zicem așa, și când făceam live-uri cu Omegle și mai căutam ruși, băia ziceau că sunt turc. Sau pakistanez, sau așa. Cu mustață și cu barba asta, așa. Aia, numai român nu arăt. Deci dacă eu plec în afară, nu o să fiu discriminat că sunt român. Și am impresia că... Ăsta era... Da, a murit, uite-l. Era spy. Mi se venea de la ei, dracu, din bază, normal că era spy. Dă-mi HP, dă-mi HP, dă-mi HP. Medic, nu pot să dau ei, trebuie să cumpăr ceva pe jocul ăsta. Bun, am luat punctul. Dar bine că-i lagul ăsta, what the fuck, frate. Cum era? Vând 1050 Ti. Simte că a făcut NV1 live și a intrat pe YouTube Studio la el, pe Analytics, pe statistică acolo. Și ceva gen i-a arătat că a făcut 100 de abonați în ultimele 28 de zile și face vând că, băieți, vând canal de YouTube sau ceva de genul. Așa și eu, vând 1050 Ti, vând PC e mai scump ca un BMW E90 sau alea de le au toți cocalarii. Îi dai un picior, pică jumătate de tablă de pe el. Mai tablă, jumătate de mașină pică. Bă, vă plac ocalarii? Mie nu-mi plac ocalarii. Cui îi plac ocalarii? Stați, că acum se mai zice cocalar, se zice bombardier, mă scuzați. Da, e o diferență între cocalar și bombardier. Cocalarul era până prin 2013-2014, ceva de genul. Era perioada aia cu, nu știu, părul gelat. Mai țineți vremurile, minte vremurile aia când se purta, se folosea foarte mult gel de păr? E, acum se dă cu alte chestii. A mai evoluat industria hairstyling-ului, ca să zic așa. Acum bombardierii au părul scurt. Da?
Alea erau vremurile cu bombardierii care nici nu prea făceau sală. Bombardierii vreau să zici cocălar. Acum bombardierii sunt altfel. Sunt aia mari, grași. Nu mai e la modă să fii slab, trebuie să fii gras. Să faci sală câteva luni. Să-ți pui 50 de poze și aia e. Nu știu, bă, dar eu de la... Cum să spun, cum e lumea asta în care trăim? Adevărul e că stau și într-o zonă mai slab educată, ca să zic așa. Adică mulți își facem, ce bă, ce să cumpăr un Logan nou? Da, 250 de euro și mi-au o mașină super bună la 400 de kilometri. Nu exagerez cu nimic, oameni din ăștia am la mine în sat. În toată zona. Nu sunt toți, dar mulți sunt așa. Și cum să zic, eu sunt sătul să văd comportamentul ăsta de beltean. Hai, mentalitatea, lasă mentalitatea lor. Da, pui mei, când văd din ăștia cu... Păi că stau și aproape de București și mai văd prin București câte unul cu BMW sau cu Mercedes. Măcar dacă era întreținut, dar în general iau și mașini vai de capul lor. Cu 600.000 de kilometri în bord sau ceva de genul. De-i vezi pe aia că ți ocupă două benzi, staie banda, ocupă două locuri. Ui mei. E surprinzător. Mai vezi șoferi de Dacia, de mașini de astea vechi. Pe o regulă nu încalcă ăia, mâncava și gura. Gata, m-a luat runda, bun. Am câștigat și meciul? Pot încheia și episodul? Pește episodul în sfârșit după atâta chin de vreo oră și ceva cu nervi și astea? Foarte fain. Da, am vorbit și despre cocalari, am vorbit și despre trafic, educație rutieră, cred că am zis suficient. Îi dau great fiindcă am câștigat. Ia, fac level up. Thank you! Plană, disconnect. Liv, gat, mi-am făcut treaba. Tovarăși, ăsta este și episodul TF2. Am câștigat meciul, fain. Mă chinui să filmez, cum v-am zis, de vreo oră. E nouă și... Și ce să mai zic? Cam atâta. Nu fiți bombardier, nu fiți cocalari și... dormiți mai mult ca mine, dacă puteți. Hai, ceau tuturor! Cum am zis, răspundeți la întrebările alea cu... Cât de mult dormiți și câte achievement-uri aveți. De asemenea, puteți să-mi dați și un follow și să intrați pe link-ul din descriere. Hai că nu vă mai rețin. Ceau les!